Într-adevăr, rezultate excepționale. A venit timpul să vedeți o transformare incredibilă, în fața căreia cuvintele devin prea sărace. Priviți și voi! O problemă pe care o aveai din adolescență, apărută ulterior? Cum te-ai trezit tu cu acne? Nu a fost în adolescență, chiar nu se spunea că am fen de ca laptele, curat ca laptele. Păi pur și simplu nu a apărut. Cu ajutorul meu, în ghilimele, mi s-au... Le-ai chinuit singura? Da. Deci mare greșeală. Da, foarte mare greșeală. Și la fel, la început, bineînțeles, înainte să-l întâlnesc pe domnul doctor, din gură în gură, din can. Vorbă în vorbă, da? Sfatul vecinei? Dar, cum a spus și domnul doctor, nu mă dusesem la niciun medic specialist. Și apoi am început. Dar a fost foarte greu pentru că în primele două săptămâni eu vroiam rezultatul imediat și nu era. Cât a durat la tine? Cam 9 luni. 9 luni. Da. Răbdarea se pare că reprezintă cheia reușitei în tot ce facem. Există mai ales pentru sănătate. O poveste japoneză cu un bambus. Există un bambus care trebuie să-l uzi 4 ani, dar el stă undeva acolo jos în pământ. Și-l uzi în fiecare zi timp de 4 ani. Uh-huh. Și în al 5-lea an crește cu 1,5 metri. Adică crești roadele. Cam așa trebuie văzute lucrurile și în cazul unui pacient cu acne. În acne este produsă o tulburare de keratinizare la nivelul foliculului pilos. Celulele acelea cresc mai multe, se agregă, se combină cu sebumul și creează ca un mic dopuleț. Coșul ulterior. Ăla din înăuntru. Punctul negru. Da. Punctul negru, ca să zicem. Bun, după aceea, peste toate astea, în profunzime, există un mic animaluț care se numește Propionibacterium acnes. Un animaluț? O bacterie care stă în profunzimea firului de păr. Toți o avem? Toți o avem, dar nu la toți se manifestă rău de tot. Okay. Și pe lângă toate acestea vine inflamația. Și atunci un preparat care nu permite agregarea celulelor firului de păr, îmi scade secreția de sebum, reduce inflamația și îmi combate infecția cu Propionibacterium acnes, aplicat constant, aplicat nu numai la nivelul zonelor în care există acne, aplicat și la nivelul zonelor în care se poate dezvolta acne, pe un termen lung, și există un preparat, acidul azelaic gel 15%, care poate conduce atât la rezolvarea problemei inițiale, cât și la prevenirea dezvoltării leziunilor de acne ulterior. Exact. Cel mai important lucru, îmi cer scuze. Mă rog. Legat de cicatricile cu acne. Asta, aici vreau să ajung și eu. Cu cât un pacient vine după ce și-a rezolvat problemele cu acnea și vine să începem niște tratamente laser pentru cicatricile de acne, cu atât este mai bine. Într-un fel reacționează organismul la 18, 20, 25 de ani, în altfel reacționează la 30 de ani. Sigur. Cele mai bune, am niște rezultate spectaculoase obținute cu niște domnișoare de 16-17 ani, la care după al 4-lea, 5-lea tratament nu se mai vedea decât vreo 20-30% din cicatricile respective de acne. Deci lucrurile sunt foarte importante să fie realizate cât se poate de repede și nu trebuie amânat de pe o zi pe alta prezentarea la consultul dermatologic, pentru că de fapt fiecare dintre aceste zile amânate reprezintă probleme psihice, reprezintă probleme psihologice și întârzierea efectelor. Și se intră într-un cerc vicios. Stresul determină acne, acnea determină stres.